Salut! Sunt Andrei de la întrerupătoaretactile.ro și în acest video îți voi arăta cum să montezi întrerupătoarele tactile cap, scară și cruce. Avem aici un întrerupător de la Livolo, cap, scară, cruce, ceea ce înseamnă că acest întrerupător poate fi folosit atât ca întrerupător cap, scară, cât și ca întrerupător cruce. Și în acest video vă voi arăta de ce nu are 4 borne dacă e și cruce. Bun. Să începem atunci. Avem aici instalația clasică pentru cap-scară, fază, două fire comune, becul, două fire comune. Adică două fire care merg dintr-o doză în alta. Asta înseamnă două fire comune. Bun, pornim curentul, identificăm faza. Bun, oprim curentul și legăm faza de un fir comun. Pentru că în schemă ne arată că fiecare întrerupător trebuie să aibă fază, iar pe instalația clasică avem fază doar într-o singură doză. Legăm faza împreună cu un alt fir la L-in. Bun, pornim curentul. Dacă am legat un fir comun de fază, înseamnă că aici vom avea fază pe un fir comun. Oprim curentul și firul la care se aprinde creionul de fază îl legăm la L-in. Bun. Revenim la primul întrerupător. Mai avem un singur fir pe care îl vom lega la com. E foarte important să nu legăm deodată aceste fire, deoarece dacă acum pornim curentul, creionul de fază se va prinde și la acest fir care vine de la com. Și dacă sunt ambele legate, nu vom face diferența care fir vine de la com și care fir vine de la L-in. Bun, am legat firul la com. Ne-a rămas un singur fir care e becul. Bun, îl legăm la L1 load. Deci aici avem 3 fire. L1 load bec, L-in firul comun care vine de la L-in de aici, adică faza, și com, firul de comunicare care merge tot la com. Bun. Aici avem faza împreună cu un fir comun care merge la L-in, de la L-in la L-in și com. Deci 3 borne, 3 fire, dar numai 2 borne sunt ocupate. Ok, pornim curentul, așteptăm câteva secunde până se calibrează senzorul și vom observa că acest întrerupător merge perfect. Acest întrerupător doar îl schimbă culoarea LED-ului din roșu în albastru și invers, dar nu acționează becul. Trebuie să le sincronizăm. Ținem apăsat 5 secunde pe acest întrerupător. Auzim un bip și apăsăm scurt pe acest întrerupător. Cum întrerupătoarele sunt sincronizate? Foarte important să nu montez panoul de sticlă sub tensiune, pentru că senzorul va rămâne activat și sincronizarea se anulează dacă ți-ai apăsat 10 secunde în continuu pe întrerupător. Dacă oprești curentul și îl pornești, atunci sincronizarea rămâne, dar dacă ții 10 secunde, acum acest întrerupător nu mai merge pentru că am anulat sincronizările. Nicio problemă, le refacem. Bun, avem sincronizarea făcută, oprim curentul și trecem la
Cap, scară, cruce. Acum avem o instalație clasică pentru cap-scară, adică aceste două cap-scară, dar la mijloc avem o cruce. Bun. E simplu, deci două fire comune care vin de la un cap-scară la cruce și alte două fire comune care merg de la celălalt capscară la cruce. Fază, bec, nimic nou. Deci da, într-adevăr, întrerupătorul mecanic, clasic, are 4 borne pentru aceste 4 fire. Întrerupătorul cruce, Livolo, are aceleași 3 borne dinainte. Bun, să începem montajul. Am identificat faza, la fel, legăm faza de un fir comun și împreună legăm aceste două fire la L-in. Bun. Foarte important să nu legăm acest fir deocamdată. Pornim curentul. Identificăm firul pe care avem fază la întrerupătorul cruce. Bun, am identificat firul, oprim curentul, legăm acel fir de un alt fir, dar atenție să ajungă în doza aceasta firul celălalt, să nu ne întoarcem aici cu faza. Bun. Întrerupător, touch, cruce, doar 3 borne. Aceste două fire le legăm împreună la L-in. Ok, pornim curentul, mergem la celălalt întrerupător cap-scară, identificăm firul pe care avem fază, oprim curentul, legăm acel fir la L-in. Bun, deci avem fază la toate întrerupătoarele. Ok, dacă ne întoarcem la primul întrerupător, acum putem să legăm, avem un singur fir care a rămas, îl legăm la com. Perfect. Aici avem două fire care la fel le legăm împreună la com. Bun, și aici avem două fire, evident, iar dacă pornim curentul, creionul de fază se va prinde la firul care vine de la com, firul care pleacă spre bec, evident, nu se va prinde creionul de fază la acel fir. Deci, legăm firul la com, becul la L1 load. Ok. Deci e foarte simplu. Am venit prima dată cu faza de la L-in, de la primul întrerupător cap-scară la cruce, pe urmă de la cruce la celălalt cap-scară. Ne-am întors la primul cap-scară, aveam un singur fir care evident era comul. Am legat comul aici. Am ajuns cu comul la com și am plecat cu comul la celălalt capscară. Am legat firul la com, la sfârșit am legat becul la L1 load. Bun, pornim curentul.
Așteptăm puțin. Pe urmă vom observa că întrerupătoarele acestea două funcționează. Cel cruce nu trebuia să funcționeze, dar a fost sincronizat înainte. Deci, din câte ați observat, sincronizările rămân chiar dacă întrerupătorul e dezlegat mai mult timp, adică nu e sub tensiune. În mod normal, trebuia să funcționeze doar acest întrerupător care e legat la bec, acesta doar să schimbe culoarea LED-ului, acesta la fel. Cum că am anulat sincronizările, pot să le refac. Bun. Și repetăm aceeași chestie pentru ultimul întrerupător, 5 secunde și apăsați scurt. Acum avem o instalație cap, scară, cruce. Ok, o altă întrebare populară e dacă pot să folosesc acest întrerupător dublu în două circuite cap scară individuale, și da, se poate, indiferent unde am becurile, în așa fel pot să îl folosesc, dar în cazul în care am becul legat, adică ambele becuri legate la întrerupătorul dublu cap scară, pot să îl mai folosesc și ca întrerupător normal, adică o poziție să acționeze acel bec, oricare poziție, să luăm de exemplu așa, bun, deci am un cap scară, observați că nu contează că ăsta e simplu și sincronizez cu poziția a doua, funcționează. Bun, și acum am o poziție din întrerupătorul dublu cap scară ca întrerupător normal și a doua poziție am cruce. 1, 2, 3. Acționez acel bec. Bun. Deși dacă aș muta becurile la întrerupătoarele simple, aș putea să fac circuitul dublu cap scară. Deci tot așa, fiecare întrerupător are fază, îs legate între ele prin borna COM și becurile la L1, L2 load, sau pot să le leg și la L1 și la L1 aici. Și tot aș putea să am două cap scară. Bun, cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, v-a ajutat acest filmuleț, nu uitați să dați un like, subscribe, share și vor urma și alte filmulețe mai detaliate legat de cap scară, partea smart cu telecomandă, cu Zigbee, întrerupătoare Wi-Fi. Bun, produsele le găsiți pe www.întrerupătoaretactile.ro. Trimiteți-ne un mail, un coment pe YouTube cu orice întrebare aveți.